Jumbo și bună dimineața din Arușa. Astăzi vom schimba locația, astăzi va fi prima zi de safari. Așa că o să ne facem bagajele, o să le punem în mașini și mergem spre primul parc de safari pe care o să-l vizităm și anume Tarangire. Seara o să ne cazăm în altă locație, o să ne cazăm într-un lodge în Karatu. Hai să vedem cum decurge prima zi de safari din 2024. O ploicică ușoară în dimineața asta, dar aerul este și mai fain și mai proaspăt, mai parfumat. Azi plecăm cu toate bagajele. Jumbo! Totul ok? Gata de aventură. Gata de aventură, de-abia aștept. Mi-era un dor. Știi de când aștept ziua asta? De mult. De când am instalat aplicația și vedeam acolo. Mereu. Să avem un safari fain. Cum ai dormit? Tun. Îți dai seama, ca de obicei. Perfect. Ne luăm la revedere și de la Karama. Ce faci, măi, Karama, mă? Simpatică. Mm-hmm. African Cats. Good morning. No, gata, am plecat de la lodge. Mergem spre Tarangire National Park. Astăzi e o zi ploioasă, plouă. A plouat tare de dimineață. Dar aerul e foarte proaspăt și fain. Avem vreo 2 ore jumate de mers până la intrarea în parcul Tarangire. Prima oprire aici, o regrupare. Dacă tot mergem să vedem mulți elefanți azi, o să testăm băutura elefanților. A, uite, încă ceva. Asta nu o testăm. Dar asta elefanților o testăm acum aici, la botul calului. Am părăsit Arușa, am părăsit zona muntelui Kilimanjaro, se schimbă peisajul, intrăm în savana africană. Suntem într-un târg al masailor. Am oprit să luăm niște fructe de aici. Capre de vânzare, lei de vânzare. Încă oprire aici pe lângă vacile masailor. Sulițele masailor. Magazin de suveniruri. Lucruri făcute de masai. Asta e un set de hazabe, de vânătoare hazabe. Uite. Tare. Uite colibrele de masai aici în spate. Da. Și diversele săgeți sunt pentru diversele animale care le întâlnesc ei. Depinde de animalul care merg să-l vâneze, săgeata o folosesc. Să ne explice mai multe când vom ajunge la hazabe. Mâine. Deci o să ne explice cineva mai mult. Da, viață simplă aici. Casele masailor. Foarte simple și ele. Câteva găini, câțiva măgăruși. Vacile probabil sunt la păscut. Toată familia aici.
Jumbo. 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 Suntem la intrarea în Tarangire, în Parcul Național. O să facem formalitățile și intrăm pentru safari. O zi foarte aglomerată astăzi aici, o grămadă de mașini. Gata, avem permisele de intrare. Ne îndreptăm spre poartă. Am deschis și acoperișul mașinii. O să vedem mult mai bine pe aici animalele. Am intrat deja în parc. Acolo pe lângă baobabul ăla imens erau niște impala. O maimuțică aici în partea asta. Primul pumba pe care îl găsim. Pumba. Pumba, am văzut că a intrat Timon și a venit și Pumba. Ca un porc ușor, e copacul acela. Ca un porc ușor, dar e fix în dreptul copacului ăsta. Da, uite și pumbe, o grămadă de pumbe acolo sub copac. Turme de zebre deja. Auzi cum fac zebrele? Parcă latră. Zebre lătrătoare. Și dacă observați, sunt gestante. Plin de pumbe aici pe lângă lac. Mediul lor. E destul nămol în care să-și facă baia de frumusețe. O altă pumba. Un pumba mai bătrân. Ce tare-s cum ridică coada când o taie la fugă. O turmă de antilope gnu. Plin de gnu. Copacul de cârnați aici în față, dar au fost culeși cârnații. Doar unul mai văd. Și mai mult cârnați aici în copaci. Un alt tip de antilope. Ce curioasă se uită la noi. Mai e una care paște aici undeva în stânga, nu în dreapta. Și una doarme în tufișuri.
Am găsit primul elefant acolo pe dealul din față. Ceva rude de-a lui Timon. Ceva rude de-a lui Timon aici. Numai că nu le pot prinde pe filmare. Uite-le acolo. Ce-ați văzut în față? Rudele lui Timon. Neamurile lui Timon. Ok. O grămadă de struțe aici. Destul de puține animale în dimineața asta, mă rog, dimineața, în prima parte a zilei. Probabil ori fi într-o altă parte a parcului. Da, fiind în sălbăticie, n-ai de unde să știi unde sunt. Sunt libere să meargă unde vor. În sfârșit, un elefant mai de aproape. Mascul. Mamă, ce... ce senzație să stai aproape de un asemenea animal. Special de fiecare dată. Întâlnirea cu elefantul e specială. Super exemplar. Se ridică după flori. Aici avem o turmă întreagă de elefanți care vin spre noi. Vin direct spre noi. Frumusețea Africii, în asta constă. Bunici, părinți, copii, nepoți, strănepoți. Cât de tare! Piele de găină. Fix piele de găină. Ăsta e cel mai bătrân din spate. Mai vine unul. Uite ce vine, uite-te. Mai vine unul și mai mare. Ce tare. Ăsta cel mai ce. A trecut și ultimul elefant, mergem mai departe. Pe mai. E? Ah. Bunga na tajiri. E? Mergem printre zebre.
zebre și zebruțe, că am văzut și câteva mai mici puișori. Mai vine una. Să bea apă din baltă. Posibil să ne tragă o ploaie. Așa arată vremea. O să mergem să luăm masa, să luăm prânzul. După aia ne continuăm safariu. Măria Saleu, l-am văzut. Copacul ăsta care e. Chiar în față, la copac, la baza copacului. Acum nu îl vezi, s-a lăsat. Acum, și-a lăsat capul jos. Da, acolo, e doarme la umbră. Ia, ia. S-a pus înapoi la somn. Dar dacă este unul, poate să fie mai mulți. Trebuie să ne uităm dacă nu și restul. Încă 3 lei, încă 3 lei acolo. Da, le vedem doar urechile. Uite acolo. Uite acolo. Doar urechile li se văd. Da, da, da. Nu se văd, deci la baza copacului ăsta care... Deci așa aglomerație n-am văzut în niciun parc național până acum. Foarte, foarte mare aglomerație de mașini. Locul unde o să luăm prânzul e înțesat de mai muțici, locul unde luăm masa. Simpatice. Suntem și sub amenințarea furtunii, cred că ne prinde și o ploaie, dar nu e problemă. Nu e speriata noastră de sor cel pusat. Am plecat de la locul de luat masa, trecem pe la lei adormiți, sunt tot acolo, tot adormiți, nu le vedem decât urechile, mai ridică capul câteodată câte unul din iarbă. Acolo undeva. Aici sunt niște păsărele foarte interesante, iar acolo e un leu în copac. Îl vedeți? Îl vedeți, că am dat zoom. Am zoom bun la telefon. Și păsările astea sunt extrem de interesante. Rude de ale tucanului. Leu ăla e leneș rău acolo. Nu știam că sunt lei cățărători și aici, credeam că numai lei maniara. Anul trecut, de fapt nu anul trecut, data trecută când am fost aici, cred că am văzut vreo 10 cățărători. Un vultur acolo. În copacul ăla. Whiteback vulture. Am ajuns aici la un baobab din ăsta imens cu buturugă înăuntru. Eu când l-am văzut mă gândeam numai oare la câtă bere aș putea eu băga aici. Ți-am zis un magazin de bere. Dar vedeți că e mai răcoare decât afară. Ce tare! Foarte tare. Cred că intrăm toți în buturuga asta. Câte ciocănitoruri de scobitești.
Foarte tare. În drumul nostru spre Caratu, unde o să ne cazăm. Am dat peste un dita mai elefantul. Un elefant trece strada. Aici animalele migrează între Tarangire, unde am fost noi, și Lake Manyara. Ia. So big. Also rude. Very big. Da. Inclusiv pe drumurile dintre localități poți întâlni animale. Ne-a prins și un pic de ploaie pe drumul de întoarcere. Aici plouă, în partea asta apune soarele. Înspre Lake Manyara. O să ne oprim un pic în Toambu, o localitate din față. Să luăm niște fructe, după aia mergem la lodgiu din Caratu, unde o să stăm pentru următoarele două zile. Cam așa arată drumul spre cazarea din Caratu. Ai niște hârtoape. Abia mergem. Masaj din toate părțile. Mai avem vreo 2 km după GPS-ul meu. Și un trip. Deci după un drum foarte zdruncinat, am ajuns la lodge. Hai să facem check-in-ul și să vedem cum arată lodge-ul. Gata, m-am cazat. Am primit un bungalow, un bungalow imens. Haideți să vi-l arăt și vouă. Foarte mare, cu pat foarte mare, totul curat, totul aranjat. O zonă aici de cafea. Aparat care face frig, dar cred că eu o să fac cald, că-s vreo 21 de grade, adică e frig pentru mine. Mai este încă un pat aici. Da, o cameră foarte mare, totul bine pus la punct, prize la pat, ceea ce dincolo n-am avut. Iar aici m-am rătăcit. M-am rătăcit până am găsit baia, o baie imensă, absolut imensă. Toaletă aici, cadă aici și duș în partea asta. Da, cazarea este foarte bună, foarte bună. Cel puțin pentru Africa. Asta e o cazare de top. Iar aici cred că am un târnaț. Un târnaț cu vedere la savană. Și la sunetele nopții, că deja e noapte. Oare am vreun bec pe aici? Să-l aprind? Nu văd pe unde. De aici? Da, gata. Am aprins un bec și afară. Dar oricum mare lucru nu se vede acum, pentru că am ajuns târziu. Așa că acest vlog o să-l și închei aici. Ce se vede din târnați vom vedea mâine. Iar vouă vă mulțumesc mult pentru că mă urmăriți. Vă mulțumesc pentru că v-ați abonat la acest canal. Mulțumesc tuturor membrilor și tuturor celor care ați donat pentru susținerea acestui canal. Așa a decurs prima zi de safari în Parcul Național Tarangire. Mâine e pauză de safari, mâine facem altceva, mâine mergem să vizităm niște triburi extrem de interesante de aici, din această zonă a Tanzaniei. Dar până atunci, toate cele bune, la revedere!